de dimineață, ne ajută să scapi de greață și crește mor. Bună dimineața! Cafeaua de dimineață la Mesagerul de Neamț, știri din Neamț, în direct. Demonstrația de forță a lui Vladimir Putin, ei spun Vladimir Ilich Putin, sau Iosif Vissarionovich Putin, sau Alexandru I Putin, sau Putin I, continuă în Ucraina. Multă lume se întreabă de ce Putin a intrat în Ucraina cu armata, el putând să distrugă orice bază din țara respectivă, fără să-și deplaseze trupele terestre. Distrugea totul, după care mergea și bea o cafea la Kiev sau, mă rog, la Harkov sau unde vroia el să bea o cafea. Pentru Putin nu este important să distrugă doar Ucraina. Important este să dea o lecție tuturor țărilor și să arate că într-un război clasic terestru dispune de forțe impresionante cu care poate să facă față oricărei ofensive sau le poate folosi în orice fel de ofensivă. Și au demonstrat asta cu o armată nu slab pregătită, o armată bine pregătită, relativ bine în armată și care încă se mai apără. Din păcate, ei au un clovn în funcția de președinte. Nu sunt singurii care au clovni în funcția de președinte. V-am spus că liderii occidentali devin din ce în ce mai mult marionete erau. Acum devin clovni. Și clovnul respectiv se poate transforma, pentru că el e actor la bază, și într-un fel de erou tragic pentru el și nu numai pentru el. Să ferească Dumnezeu să nu fie un erou tragic pentru întreaga lume alături de Iosif Vissarionovich Putin și toată șleahta din spatele lui, care sunt folosiți într-un scop criminal, de la celebrul și bun diplomat Lavrov până la ultimele lepădături de acolo care fac pe purtătorii de cuvânt. Orice poți accepta, argumente istorice, argumente de orice fel, într-un asemenea conflict, dar nu poți accepta ca niște oameni deștepți, buni diplomați, scârboți de buni diplomați, să accepte să dea cu bombe, cu rachete în populație. Deci lucrurile cam așa stau. Putin a vrut să facă o demonstrație de forță și nu se va opri aici. Cine ne spune că umbrela NATO este o umbrelă foarte bună? Da, este o umbrelă bună pentru că în caz de ai cine să intervină pentru tine. Cât de mult vor interveni? Știți cum e. Cămașa, maieu, tricou, cât e de aproape de trup. Dar să spunem că Republica Moldova nu se simte deloc foarte bine și nici noi nu ne simțim foarte bine, pentru că cei care înțeleg un pic de geopolitică știu care sunt cerințele lui Putin. Va ceda foarte puțin din ceea ce a cerut, adică țările estice să iasă de sub umbrela NATO, dar se va ajunge, dacă nu cumva există un compromis deja. Dar Putin nu va ceda mult din ceea ce a cerut. Asta este foarte clar. Și spre deosebire de ceilalți, are totul activat. Și probabil că are și planuri pe termen lung. Dacă vreți să vedeți, bine, este o filmare de amator, mi-a trimis mai multe filmări din Vama Siret, de asta sper să nu greșesc, sper că este Vama Siret. Vama Siret. O să-l rog pe Bogdan, dacă poate eu o să dau drumul la filmare. Este o filmare de amator. O să las și o parte din sunet. Dacă se aude, să vedem.
Ferească-vă Dumnezeu și cifre. Uite, e și cu legumele, cu toate astea în drum. Să nu-ți prind degetul acolo. Deci, ați văzut, nu, poți să mă pui și pe mine în ecran. Deci este o filmare, e mai lungă, cu aglomerația care este în vamă, trec neîncetat mașini și persoane din zona, din Ucraina. Cei care au filmat cetățeni care erau cu sandvișuri cu apă, care teoretic erau pentru refugiați. Faptul că au ieșit și cu legume mă face să mă gândesc că ospitalitatea românească s-ar putea să aibă în cazul ăsta și un cost, ceea ce ar fi cu adevărat tragic dacă s-a ieșit cu legume la vânzare. Eu sper să fi fost oferite celor care veneau din Ucraina, dar până la urmă viața merge înainte. O să las imaginele să meargă în continuare ca să puteți să... Ele vor curge. Imaginea, v-am spus, este a unui amator cu un telefon, un copil, dar se vede foarte clar cât de mare este aglomerația și sunt oameni care își așteaptă rudele, probabil sunt cei care au rude peste graniță și care au și domiciliu sau stabilit, adică pe buletin și au făcut rezidență în România și așteaptă ca să-i conducă acasă. Oricum, în toate granițele din zona respectivă este aglomerație și lipsa unor informații foarte, foarte, foarte clare, nu putem decât să spunem că asta se întâmplă, nu comentăm mai mult. O să ne oprim aici cu acest subiect. Mulțumesc, Bogdan. Ieri, în Târgu Neamț, am avut niște imagini care ne arătau cum acea echipă mobilă, mă rog, componenta aceea mobilă de corturi mergea spre zona probabil Suceava și pentru ca să instaleze o tabără mobilă pentru refugiați, ceea ce înseamnă că deocamdată în Neamț nu se pune problema. Bun, asta e cu războiul din Ucraina, să ajungem la războaiele noastre locale. Ieri a fost o conferință de presă la primăria Piatra Neamț, o conferință de presă care avea pe ordinea de zi mai multe lucruri, dar s-a transformat într-una pe un singur subiect, și anume parcările din oraș. Dintr-o conferință de presă simplă s-a ajuns la o conferință de presă extrem de agitată. Recunosc că și noi am avut o contribuție la agitarea spiritelor, dar nu se putea altfel, pentru că după ce primarul Carabele a anunțat faptul că parcările vor fi preluate de către administrația locală și nu vor mai fi administrate de cei de la parking, au apărut și niște explicații. Scandalul a izbunit în momentul în care, după o luare de cuvânt a domnului Alin Lehăduș, viceprimarul care răspunde de parking, și în care nu s-a spus mare lucru și nimic foarte clar, adică da, trebuie să facem, așa e un discurs pe care îl auzim de la cei din primărie de vreun an de zile, a început domnul Irimia, celălalt viceprimar, și ne-a explicat cum că cetățenii din Piatra Neamț, care au contracte care depășesc data de 28 februarie acestui an, adică peste câteva zile, da, vor trebui să ducă să-și ceară banii dați la parking înapoi, după care să se ducă la primărie să facă contract nou și să achite suma nouă. În momentul acela, logic, toți cei din sală, care sunt pe lângă faptul că sunt ziariști, nu vorbesc de cei din prezidiu, ei încă nu sunt ziariști. Deci cei care sunt ziariști mai au și parcări pe acasă, mai țin o mașină
Și ne va întreba, domnule, stați un pic. De ce eu, cetățean al municipiului Piatra Neamț, trebuie să mă duc să-mi cer banii de la parking înapoi, în condițiile în care parking a încheiat niște contracte și parking este societatea în mare majoritate a Consiliului a municipiului Piatra Neamț. Explicațiile au fost bolmojite, sincer, și în momentul acela n-am mai putut rezista și le-am amintit celor din conducerea primăriei, în special domnului viceprimar, pe care chiar l-am anunțat la vremea respectivă, că în anul trecut, nu mai țin minte, martie, aprilie, ceva de genul acela, poate chiar un pic mai târziu, sau și un pic mai târziu, le-am spus că cei de la parking încalcă o hotărâre de Consiliul Local și încheie contracte peste data de finalizare a contractului. Nu am spus asta odată, am și scris în ziar și lucrurile astea se cunoșteau. Și am întrebat, de ce nu ați luat măsuri? De ce cei de la parking? Director, ce au? De ce agamanii, adică consilierii locali acolo, nu au ieșit să spună? Trebuie să facem asta până la urmă, să iei niște bani la niște oameni, nu puțini, poate sute, poate chiar mii. Să iei niște bani în avans, când tu știai că nu mai ai contract după data aceea, denotă ori o înțelegere ticăloasă, mafiotă, ori prostie. Răspunsurile au fost total neconvingătoare. Și nu numai atât, au fost, inițial am crezut că primarul vrea să ascundă sub preș incompetența celor din jurul lui. La un moment dat a răbufnit și a spus ceva de genul, sunt oameni din primărie care nu m-au informat. La insistențele noastre a spus doi cetățeni de la Direcția Patrimoniu. Și atunci am intervenit și am spus, nu cred că doar doi cetățeni de la Direcția Patrimoniu. Important este să știm cine trebuia să se ocupe de parking, adică cei doi consilieri locali, care n-au treabă teoretic cu primăria, dar sunt ai primăriei, ca să vorbim așa pe șleau, ai partidelor care i-au pus acolo, cel care răspunde direct de parking și toată șleahta de dedesubt de oameni care erau obligați de acum 5-6 luni să facă toate demersurile ca să nu sufere populația, să fie nevoită să ducă la parking, să ceară banii, după aia să facă un nou contract. Înțeleg să facă un nou contract, să-și prelungească contractul, dar nu înțeleg de ce să mergi la parking să ceri banii în condițiile în care parking este în proporție majoritară societatea municipalității Piatra Neamț, cu agamani puși acolo și care trebuiau să-l tragă de urechi, să tragă de urechi Consiliul de Administrație, care să facă mai departe demersurile necesare. Ori, lucrul ăsta a fost tolerat și, sincer, cred că este cazul ca în primărie să înceapă o curățenie generală, nu una de formă, cum era până acum. O curățenie generală, cine greșește să fie pus să plătească și dat afară. Asta dacă se dorește o administrație smart. Dacă nu, Dumnezeu cu mila. Am văzut în dimineața aceasta că s-a suplimentat ordinea de zi și este, din punctul meu de vedere, absolut aiuritor ce citesc aici. Deci, în data de, cât suntem astăzi? 25, da? În data de 25, deci cu data de 23 se spune, dar ieri s-a vorbit despre ea, proiect de hotărâre numărul 21 privind acordarea unui mandat special reprezentanților Consiliului Local în adunarea generală acționarilor parking, în vederea exercitării votului.
Deci trebuie un proiect de hotărâre ca cei doi reprezentanți în AGA de la parking să-și exercite votul. Te doare capul. Te doare mintea. Bun, să citim mai departe. Ce spune așa? Se aprobă acordarea unui mandat special reprezentanților Consiliului Local în adunarea generală în vederea exercitării votului, și acum țineți-vă bine, pentru predarea către primăria municipiului Piatra Neamț a următoarelor. Două puncte, sau cum spune Putin, două tocca. Două puncte. Planurile locurilor de parcare de pe raza municipiului Piatra Neamț, care au fost administrate până la data de 28-a de către SC Parking SA. Deci, rezultă că municipiul Piatra Neamț, care nu știe ce patrimoniu are, nu știe nici care sunt parcurile de, planurile de parcare de pe raza municipiului, la care se raportează atunci când dă diferite avize. Deci dacă trebuie în momentul acesta ca cineva să predea planurile de parcare, că ele nu sunt cunoscute în primărie, să-mi fie cu iertare, dar există o problemă de sistem, știți? De sistem acolo. Dacă se cunosc planurile, și asta este o chestie doar așa ca să se arate că, uite, ăștia de la parking nu vor să ne dea, este o altă problemă care are conotații penale. Și iarăși este o problemă de sistem. Și doi, spune așa, se voteze predarea întregii baze de date conținând contracte de închiriere a locurilor de parcare încheiate de parking SA cu utilizatorii. Deci, prin contractul care exista între primăria Piatra Neamț și parking, această bază de date este obligatoriu de predat. Obligatoriu. Nu îți trebuie un mandat special. Dar probabil că în urma reacției opiniei publice s-a ales această cale. Întrebarea e, de ce peste 3 zile când se expiră contractul sunt cerute aceste date și n-au fost cerute acum 6 luni. Ca să poți face niște planuri pe baza lor. Nu să lași pe ultima 100 de metri. Și ieri a reieșit foarte clar în conferința de presă că există, mă rog, folosesc cuvinte mari, diferențe de viziune. Mă refeream la viziune aici. Folosesc cuvinte mari, diferențe de viziune în cadrul echipei de la primărie. La un moment dat, în momentul când a fost interpelat direct, domnul viceprimar Alin Lehăduș a recunoscut lucrul acesta, spunând ceva de genul: da, eu sunt de părere că tranziția trebuia să dureze mult mai mult. Întrebarea a fost cu direcție, răspunsul a fost cu direcție. Și până când ar fi trebuit să dureze tranziția, până se terminau planurile de mobilitate cu noile mobilități. Bine, în tranziția asta nu ne-a spus nimeni ce se întâmpla cu locurile pierdute pe planul de mobilitate, dar probabil că asta nu s-a stabilit în discuțiile cu cei interesați să preia parcările în oraș, sau nu interesa lucrul acesta. Cert este că primarul dorește să preia parcările acum. Domnul viceprimar are o altă opinie, să fie pe o perioadă mai lungă tranziția. De ce lucrul ăsta? Probabil că fiecare are niște argumente, dar trebuie să spunem că e cel puțin ciudat că de un an de zile s-a tot bătut apa în piuă, nu altceva, Doamne ferește, s-a tot bătut apa în piuă pe subiectul parking și e foarte ciudată această întârziere a luării unei hotărâri
și piedicile care s-au pus. Deci, ca să înțelegeți foarte bine, ci el nu se auzea, pentru că în aceste conferințe de presă este o tâmpenie foarte mare. Nu există un microfon pentru cei care pun întrebări. Și atunci apare un dialog între muți și surzi. Știți? Întrebarea nu se aude pentru public și răspunsul se aude și nu mai înțelegi nimic. Deci nimeni nu pune un microfon acolo ca să se audă și ce vorbesc cei care pun întrebări. Deci rezultă lucrurile cam așa la un moment dat. Deci că noi din primărie le-am trimis o hârtie de la parking, deci nu mai știu când, mă rog, le-am trimis o hârtie și, domne, ce să vezi, ăia nu le-au înregistrat-o. Păi cum le-ați trimis-o? Cu curier? Prin poștă? Aflăm că au trimis-o a doua prin poștă, confirmare de primire. De parcă pe cetățeanul X, care are parcare în fața blocului, îl interesează că niște incompetenți, șmecheri și hoți din primărie, au trimis altor incompetenți, șmecheri și hoți o hârtie pe care aia n-au înregistrat-o. Și domnul primar spune, domnule, nu m-a informat nimeni. Păi dacă nu v-a informat nimeni, domnul primar, dați cu ei de pământ. Dați cu ei de pământ, de la cel mai mare la cel mai mic. Asumați-vă riscul de a nu mai avea majoritate în Consiliul Local și faceți curățenie. S-au mai văzut primari care au funcționat fără majoritate. Și lucrurile s-au rezolvat. Să vă spun cel mai tare banc, apropo de Consiliul Local. Ci că niște indivizi, cu părul creț probabil, prinși că fură rața din coteț sau din parcare, au zis, dom'le, noi nu putem vota în proiectul ăsta pentru că avem contract cu parkingul. Înțelegeți? Deci nu pot vota în proiectul ăsta că au contract cu parkingul. Păi cine n-are contract cu parkingul din Consiliul Local? Dar șmecherii care au averea trecută deja pe alții ca să nu ia, știți dumneavoastră. Deci, niște șmecheri, domnule, nu, că după aia suntem declarați în conflict de interese sau incompatibili și nu putem vota proiectul. Pe logica asta, pe logica asta cu Salubritasul, nu puteau vota niciun proiect și niciun buget. Aproape niciunul, dacă nu cumva niciunul. Este logica aia cretină pe care au folosit-o niște domni onorabili și niște juriști onorabili, că l-au dat afară pe Laurențiu Dulamă din Consiliul Județean. Că are contract firma lui cu Apa Servu. Deci, o tâmpenie totală. Și acum, ăsta este modalitatea prin care șantajul merge spre executivul primăriei, ca interesul pentru parcări să persiste în continuare, să nu fie preluat de primărie și niște șmecheri să continue să-și facă business-ul, afacerea cu parcările și nu să ne ajungă banii în contul primăriei. Aici este toată șmecheria. Deci niște consilieri locali au zis, domnule, noi nu putem vota. Fără votul lor nu există majoritate. Asta este toată șmecheria. Interesele sunt imense. Am auzit pe cineva care spune, domnule, sunt interese în parcări. Ieși și spune că ai funcție. Vin o emisiune și spune eu, care am o funcție, care pot influența lucrurile acolo, vin și spun X are interese în chestia aia, Y are interese, uite, m-a contactat X să-l ajut să-și facă, să ia business-ul ăsta. Asta, bineînțeles, pentru asta trebuie să ai curaj și ouțe de Paști, vopsite. Mă rog, nu cioară vopsită. Asta e tot. Apropo de parcări, e foarte interesant că în momentul în care primăria vrea să scape de trei societăți, locativ, urban și partea de parking, încep să se trezească șerpii lăsați în adormire. Și încep să scoată capul și să spună
Ce? Nu se poate. Așa ai moștenit totuși contracte de concesiune pe 25 de ani, domne. Contracte din alea. Zice, nu se pot atinge nimeni de ele. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Adevărul este că nu a existat voință și a existat dorința ca banii din aceste societăți să ajungă în anumite buzunare. Cum puteți crede că parkingul, o societate cu câțiva angajați, are un consiliu de administrație format din 5 persoane? Acum s-o schimba consiliul. Ci că noi desființăm societatea, sau mă rog, îi luăm obiectul, dar are un nou consiliu de administrație format din 5 persoane. Un director, probabil și un director economic, probabil și un ăsta, cum se cheamă, auditor, mă rog, toți trebuie să aibă auditor. Au mai mulți oameni, cei doi, dar aia nu sunt plătiți. Deci au mai mulți șefi decât angajați. Au mai mulți șefi decât angajați. Și vă dați seama că interesele sunt majore. De aceea este de admirat, pe de o parte, și îndrăzneala de a prelua administrarea. Este de criticat vehement faptul că acum se fac lucrurile astea, nu cu acum 6 luni, și toți cei care trebuiau să anunțe de atunci, să aibă caiet pregătit de sarcini, să aibă documentație și plan de măsuri, auzi, planul parcărilor, să cer planul parcărilor din oraș, când tu ai compartiment special cu arhitecturi, șef, cu tot ce este, în care trebuie să ai planul ăsta obligatoriu. Deci, pentru asta nu există scuză și cei care răspundeau de domeniu trebuie puși la colț. În cel mai rău caz, puși la colț unor parcări neamenajate pe, nu pe coș de nucă, ci pe pietrele alea care oricum nu sunt foarte curățate în zona respectivă. Vom reveni pe subiect. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc o zi cât se poate de bună în contextul în care, de la parcări până la ruși, avem atâtea pe cap.